Și cauți tu în emisiunea asta, măi, fătucă, măi! Mai și plângi ca o mățâită, cât și cât s-a zbotezat, tu și te supe. Doamne, nici eu nu cred așa ceva. Nu, eu nu pot să cred așa ceva. Tu te mai fătucă la tine acasă, stai și te mățâi aici. Incredibil. Casa nu spunea asta, fac cuvântul meu, Alexandru, să trăiască ție și nu știu ce de la mine îți dau. Alo? Alo, Aurin? Că-și faci, fă? M-a luat așa. Ce să fac? Uite bine acasă, tu ce faci? Da, uite bine. Ai văzut, fă, și s-a întâmplat în emisiunii? Fai că nu mai suport, fă, pe mâțăita asta de Alexandra, iar a început să plângă, fă. Fă nimica, fiindcă o pus mitic bilet pe Chelsea Popricani că are meci cu Barcelona ruginoasa și de două ori tot chinui să găsească postul pe care se difuzează meciul cealaltă. Păi fă, meciul cealaltă nu-l difuzează nici dracu, fă. Degeaba îl caută mitică. Ei, pregătit, fă, și-o luat o antenă de la bulgari că ci că ea transmit meciurile astea de la Liga Campionilor Satelor. Păi și mitică, tu nu știi bulgărească. Fă, da, e pregătit și-o luat dicționar de ăsta, italian-bulgar, că român-bulgar n-o găsit. Bine. Și italiană de unde știi? Nu știi. Fă, nici italiană, da, l-o sunat bine Marcel și-o să vin ăla, căci că ăla a lucrat în Italia 2 săptămâni și o să-l ajut el să înțeleagă italiana. Fă, o vorbi cu ăla la telefon și vreo 3 ore ăla zicea numai, cum o se dice la telecomandă? România, dove la întrerupatore, că n-am înțeles nimic. Fă, eu zic că Marcel așa nu știe italiană. Știi cum e? Nici europarlamentar asta noastră nu știe engleză. Mai bine îl chemați pe Giovanni, fă, că măcar așa are nume de italian. Dar lasă asta. Hai să zic ce s-a întâmplat în emisiunii Faurică. Ia zic, că m-ai făcut curioasă. Alexandra, asta iar și pus să plângă. După și când o respectat tema și ținut aceea nu era bună nici să mergi să mulci vaca, o început a plânge că eu sunt botezatul, că n-are stil. Auzi o leac. Da. Nu știu, Faurică, și caut amețitele cele în emisiunii, că le vede tătă țara, cum se șartă între ele, cum boșesc, cum se supără. Nu știu, eu nu pot să le înțeleg. Eu una nu m-aș duce la emisiunea aceea nici să mă ceară Cornela meu. Mă rog, nu ia meu? Deci nici să mă ceară Cornel din nevastă. Cum să mă duc eu acolo la televizor, să mă fac de tătă bafta și să mă țățăs pe acolo, că eu sunt Maria. Aurică, hai că vă că începi iară. Te sun după să mai vorbim, pa. Bine, fă, da, să mă suni, da, că eu oricum nu reușesc să mă uit. Pa, 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 pa. Dragi telespectatori, având în vedere că acest sezon se apropie de final, urmează să facem un anunț extrem de important. Nu vă dezlipiți de micile ecrane, fiindcă vom anunța imediat localitățile unde vom organiza în foarte scurt timp preselecțiile pentru noul sezon al emisiunii voastre preferate, Bravo, ai stil! Așadar, caravana Canal D va poposi în următoarele orașe. București, 1 iulie, Iași, 3 iulie, Cluj, 5 iulie, Timișoara, 7 iulie, Craiova, 9 iulie, Galați, 11 iulie, Brașov, 13 iulie, Sibiu, 15 iulie, Constanța, 17 iulie, Suceava, 20 iulie și, în premieră, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, caravana Bravo ai stil ajunge și în mediul rural. Un singur sat, bucurându-se de acest privilegiu, satul unde nici măcar o țață nu ratează nici măcar o emisiune. Găurenii de jos, pe 24 iulie! Da. Fă, Aurică, fă! Fii atent aici, nu o să-ți vină să crezi. Ce s-a întâmplat? Fă, te-a cerut Cornela tău din nevastă? Nu, fă, dă-l direct cu piroșcatul celălalt de Cornel. Mare veste! Ce fă? Duce-i primarul ajutoarele sociale?
Nu, fă dă-le trecu de ajutoarele sociale ale primarului. Stați mari bestii! Ce fă, să faci pomană în sat la zâlile satului? Nu, Fauric, vai... Că nu te prinzi ce vreau să zic. Hai că zic eu. Fii atentă, să faci și preselecții pentru... Nu, ce zic, la Bravo ai stil. Așa, așa. Cum așa, așa? Dar tu nu știi, mă, să faci, nu te-ai uitat? Unde? E acolo, la București, eu, la lor, nu? Nu, mă, nu, la noi în sat ăsta, acum, Ilinca Vandici. Ei, n-are cum să mări să facă Bravo ai stil la noi în sat. O să facă Bravo ai stil la noi în sat când o să termine primarul de asfaltat ulița principală. Adică niciodată, fă. Ba da, Fabrică, dacă o să acum ai Ilinca Vandici, găurenii de jos, pe 24 iulie, trebuie să mergem. E șansa noastră, fă, să ne afirmăm în lumea modei. Ești în lumea asta mondenă. Ei, fă, Mărie, nu știu cum să zic, fă, dar eu nu sunt pregătită, fă, pentru așa ceva. Ei, Fabrică, trebuie să fii pregătită, fă. Mergem acolo. Băi, șansa noastră, crede-mă, deci mergem acolo la Canal D și vedem pe toți ăștia faimoși, fă, pe... Cum îi cheamă? Drăghia, Jani Chiriță, Cosmin Șernat. Fă, trebuie să mergem acolo, să ne caute și pe noi băieți ăștia. Să ne dea followeri pe Instagram. Fă, Mărie, fă, dar nu spuneai tu că nu te duci la o emisiune ca asta să te vadă o țară întreagă cum te cerți cu altele, nici dacă te-ar ceri Cornel de nevastă? Fă, m-aș duci și chiar dacă m-ar ceri și Victor Slav de nevastă. Ți-am zis că e o șansă unică pentru noi, trebuie să ne afirmăm în chestia asta. Hai că vin la tine să ne pregătim ținutele, dar după ce se termină, că trebuie să ne facem furtună de șaia în creier. Ce să facem? Brainstorming favorică. Așa zice la București când n-ai o idee. Știi cum e, cauți o idee și nu o găsești. Favorică, trebuie să te înveți cu termenii ăștia și că... După aia nu mai înțelegi ce... Vorbești lumea pe acolo, pe la București. Bine? Na, bine, fă, hai. Bine, hai că vin. Haide, pa. Pa, pa. Auzi, oleac. Bravo ai stil în sat. Părinte, părinte, cine? Părinte, o venit. Cine o venit? Nicu Paleru? Nu, părinte, nu Nicu Paleru. Păi el trebuia să vii să cânte la cumătrie, că... Primarul e naș mare acolo. Da, trebuia să ajungă de acum. Nu, părinte. A venit Dani. Dani a venit. Dani Mocanu? Nu, părinte. Păi, uite, m-ai făcut șanșă greșită aici la numărătoare. Culița asta mi-a dat bagnote și mari și mici și... Da. Cine? Cine a venit? Prea fericitul Daniel a venit. Tu te vei de aici. Ține, domn primar, ține. Părinte, ce dracu faci acolo cu degetele lui domn botezatul? Ești cu de-aia? Cum, s-a schimbat patriarhul? Nu s-a schimbat, înalt prea tâmpenia ta, niciun patriarh. Ăsta e Cătălin botezatul, nu-i patriarhul. Doamne. Ești fashion designerul acela de la București, trebuie să vină pentru emisiunea aceea de face preselecție aici în sat. Emisiunea cum se cheamă? Bravo ai stil aceea, la care se uită și madame preoteasa. Doamne, ce emoții am avut. Da, ei. Ține, ia. Lasă ăștia. Da, chiar domn botezatul, cum de ați venit pe 23? Nu trebuia să veniți pe 24, da, azi 23. Trebuia, dar mi-au spus cei din producție că îți ia ceva timp până găsești găurenii de jos. Așa că m-am pornit de 2 săptămâni și iată-mă, în sfârșit, am ajuns. Am înțeles. Bine, da, da. Știți cum zice, mai bine mai devreme decât mai târziu, domn botezatul. Și bine, na, la noi, la Găureni, mai bine mai târziu decât mai devreme și mai bine niciodată decât mai târziu. Dar chiar uite, oleacă, ce coincidență, părinte, fii atent. Cum a venit domn botezatul, chiar azi când avem noi un botez. Doamne, da. Doamne, Dumnezeu a vrut așa. Da, asta e semn divin.
Da, divin, mare divin. Minune, mai ales că atunci când am coborât din frumușica mea, primul lucru a fost că m-a întâmpinat un popă. Da, da, divin, divin înseamnă, într-adevăr, dar și de țuică, și de pălincă, că avem de toate, domn botezatul. Chiar, nu veniți diseară cu noi la cumetrii, că o să fie foarte frumos, organizez eu snașul, o să fie frumos. Sunteți nașul? Da, da. Nu, nu, mersi, îmi pare rău, dar sunt obosit. Mâine mă așteaptă o zi grea. Voi avea foarte multe fete pe care vreau să le aleg pe sprânceană, mai ales că vor veni în fieful modei mondiale și de-abia aștept să văd cum se descurcă ele la preselecția mea. Ce treabă are, domn botezatul? Las că vă odihniți la noapte, că v-am pregătit o cazare, ceva, ce zic eu, 5 stele, 5 galaxii. Unde? La Cornel, la casă. Păi și... Cornel? A, nu, Cornel sâmbat muci la cumetrie și mai ajunge acasă cu doar mie în șanță. Și mâine? Mâine, probabil, află nevastă sau că Cornel s-a făcut muci la cumetrie și a dormit în șanț, s-urcă în primul avion de la Torino, vine încoace, mai pe după amiază așa ajunge, îl bate și dorme Cornel la spital și dumneavoastră liniștit la el acasă. Da, haideți să mergeți, dacă tot stați aici așa la noi în sat. Hai să vă arăt o lucrare. O lucrare? Da, da. Dumneata ai făcut o lucrare. Da, bineînțeles, da. Trebuie să vă arăt lucrarea, că noi numai de astea de anvergură facem așa. A, și... Bravo, bravo. Exact, exact. Și să, dacă toți stiați aici, să profităm de ocazie să o inaugurăm, să tăiem și noi o panglică, să fie... Pamblică, domnul primar. Dacă vorbim de inaugurări, se spune pamblică. Da, pamblică, da, da, așa e. Hai să mergem, lăsați dascăl, îi ajută. Închide-o. Păi și de frumușica mea cine are grijă? Lăsați-o aici acum, are grijă Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic în satul nostru. Aici bine, sunt numai oameni cinstiți, domn botezatul. Rata criminalității da? La zero la noi. Ușor, ușor, ușor. Ce ai făcut dascăl? Da, deci mergem unde? Mergem să vedem lucrarea acum. A, lucrarea dumitale, da, da. Lucrarea, exact.